Astăzi, în acest episod, mama strictă nu ne-a mai suportat după farsa de ieri în care fantoma lui Darusel a bântuit-o toată ziua și a decis să ne dea afară din casă. Era foarte nervoasă, dar da, am plecat, iar când am ajuns la casa noastră, acolo am dat de o persoană. Nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți. Olo, mamă, frate, 8.55 ceasul, mamă, 8.55, că m-am trezut ochii, m-am trezut regula, mă, ce cauți, omule, la geam, dar răsele, alo, ce faci, neața, ce faci aici? Neața, bă, Rafale, stai, bă, Rafale, astăzi ești frumoasă, uite, e soare afară, e frumos, stai, bă, Rafale. Dar nu mai țin, bă, omule, așa, omule, bă, poți să vorbești cum trebuie, dar răsele, că mă enervezi, bă, bune, ai, mă, nu putem, mă, dar răsele, bă, știam și eu că poate am o dimineață mai bună, mă, dar răsele, deja nu te mai supăr, bă, când mai plecăm de aici, dar răsele, că nu mai supăr să mai stau, nici cu mai dar nici cu tine, așa, măcar să te-am cu tine. Dar gen, acum că sunt și cu mai cu doi nebuni, dar răsele, nu pot să stau cu doi nebuni. Mi ajunge unul, dar răsele, nici de tine nu mai am nevoie. Cred că mă mut definitiv singur, dar răsele, în altă casă. Da, bă, Rafale, fie în tine și eu vreau că fie în tine, bă, Rafale, eu am bannerul, bă, Rafale, dar chiar, bă, bannerul meu, ce face? Oh, bă, dar răsele, gata, că mă enervez și ceva, hai să mergem, dar răsele, trebuie să ne luăm rămas. Bun, dar aici că eu nu mai pot să mai supăr. Bună dimineața, copii, ce faceți? A, bună, bună dimineața, mami! Bună dimineața, dar ce sunt cu astea? Ce mă faci, mă, omule, Dar eu vorbeam. Astea, copii, sunt lucrurile voastre pentru că m-am săturat. Mă trolați, mă faceți nebună, fugiți de mine, nu știu ce faceți, încercați să-mi faceți, sipați la mine și mă faceți să mă simt în ultimul fal, așa că pe caz n-ai bea atât de venit ca să v-am făcut bagajele, o să ajungă Uber în 10 minute, așa că pa, pa. Bine, bă, Rafale, mă, bine! Bă, stai puțin, adică stai, voi vă bucurați că plecați, adică stai, tu nu mai vrei să stai cu mă, Dariusele, bine, 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 Dariusele, hai că te țin eu minte, Rafale, tu poți să pleci, bă, sau să-l mai țin eu un pic aici, îl mai așa, tu stai la tine. Ok, sper că de data aceasta ne-am calmat, nu-i așa? Și putem să vorbim ca trei oameni normal, că suntem putem purta și noi conversații. Adică putem să vorbim ca doi oameni normal, dar Risele, du-te până la tine în cameră, vezi că ți-am lăsat acolo niște burgeri. Ok, pa! Okay, așa okay, cum putem să vorbim ca oameni normali. Mai bine, că nu-i mai suport pe băiatul ăsta, sincer, nu știu, mai bine îl țineți aici în casă, că eu chiar eu nu-l mai suport. Face ca toate alea, în continuu mă enervează, îi zic niște lucruri, îi face altceva, face întâlnită toată ziua, nu știu ce, ați văzut și ieri, na, v-am făcut farsa aia, ne pare rău, totuși am vrut să vedem cum reacționați, totuși n-ați reacționat. Da, cel mai probabil, cred că a fost ideea lui să faceți farsa aia, dar totuși vreau să plecați de la mine în casă, așa că vă rog, luați-vă bagajul și plecați atât de la mine în casă, dacă vrei poți să-l dai tu afară după, nu știu, dar nici eu nu mai vreau la mine în casă. Darusel, omule, Darusel, bă, alo. Sau stai, Rafale, vino repede. Darusel, mai stai un pic acolo, mai stai un pic. Nu vrei să-i faci și noi o farsă șmechere? Poftim, acolo în mormântul. Da, și de fapt știi, lasă nimic. Bine, Darusele, haideți că vă ajunge Uber-ul. Haideți, eu trebuie să mă duc până jos, am niște treabă. N-am auzit, omule, bă, ce cu familia asta? Bă, am spus că n-am auzit, nu v-am auzit ce ați vorbit. Ce farzi face? Lasă, nu contează. O să vă ajungă Uber-ul în 10 minute, hai, grăbiți-vă. Wow, dar să le mănânci burger, ca de fiecare dată. Wow, dar să le... Bă, dar să le poți să te comporți, dar să le... Te rog, comportă-te tu normal, dar să le... Că deja nu mai supăr, poți să te... În tine mai mare bază, dar să le... Că suntem prieteni, dar nu mai vorbesc de mine, mă, dar să le... Gata, comportă-te normal, mă, dar ce sunt ăștia pe aici, dar să le... Bip, ce e asta? Haideți, băieți, sunteți gata că vă ajuns Uber-ul, Gata, hai să plecăm, Darusel, hai să plecăm. Bă, Darusel, puta mai, scoate-mă asta de aici, Darusel, nu, pe bune, scoate, că nu-i frumos, Darusel, gata, vină înapoi, mă, frate, nu înțeleg ce faci, Darusel.
Bine, dar Arsene, mai însă tot să scot toate astea, să văd de unde, că deja nu mai supăr, frate, pe bune. Mă, dar ce a făcut mă tare Arsene aici? Ia să mă uit în partea asta. Ok, bă, dar, bă, ce, bă, visează, nu e nimic. A, bă, da, sunt șerpește pe aici, dar urs, urs, bă, nu știu, nu mai era ursul ăsta, de fapt, bă, eu nu mai înțeleg nimic, bă, frate, nu știu în ce lume mă aflu, chiar nu mai vreau să mai stau cu oamenii ăștia pe aici, că deja mi s-a luat, ajutor, ajutor, nu, nu, gata, am plecat, mi-e de ajuns, își face ea de cap, nu știu care e faza, bă, frate, deja nu mai înțeleg, deja nu mai suport absolut nimic, nu mai știu nici să mai vorbesc, nu mai știu absolut nimic, asta e cea mai proastă zi pe bune, chiar dacă plecăm și ar trebui să fie o zi foarte frumoasă, o să fie de acum încolo, dar până acum chiar este cea mai proastă zi, pentru că am avut foarte mari nervi în această dimineață, deja nu mai știu să mai vorbesc, deja, hai, gata, că nu mai vorbesc, mă duc acasă, văd eu dacă apuc să ajung cu ceva, dacă nu mă duc pe jos și când o ajunge și mă voi liniști la casa mea. Bună, însă și frate, după atâta timp de mers, frate, am ajuns acasă și vedem, mă, ce faci? E foarte fraier. Foarte amuzant, știu, dar Arsene, mai lăsat așa, cap aproape și pe jos, nu? Da! Ah, ok, dar Arsene, și acum ce faci? Hai, mă, să intrăm în casă, bă, dar Arsene, mi-a fost atât de dor, dar Arsene, s-a îngelat, nu e acasă, bă, dar Arsene, mă, la ce dor e casa ta, dar Arsene, ai nebunit, oameni, dar Arsene, Bă, ce s-a... Dar Arsene, se vede că n-am mai stat aici, bă, dar Arsene, bă, ce se întâmplă, bă, frate, că nu înțeleg, bă, dar Arsene, câte astea pe aici. Și cam atât a fost cu acest video, dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți butonul de like și ne vedem data viitoare, pa, pa. Rafaele, bă, ce faceți, mă, dar Arsene, unde ați fost, v-am așteptat atâta timp? Ați fost plecați de 2 luni, cum a... Bă, stați puțin, de... Stai puțin, stai puțin, că am și uitat de tine că era aici cu noi. Sper că, de fapt, ce să sper, că văd că n-ai șters praful. Ia uite, nu mai pânze de păiajel prin toată casa. Și pe aici, și pe aici, peste tot nu mai pânze de păiajel. Mă, ce se întâmplă? Ce-ai făcut tu? Da, m-am băgat tare pe YouTube, ce pot să zic. Dar, bă, cred că o să mă apuc acum să fac ordine. Eu nu prea am ieșit din camera asta, sincer. Am fost zicât aici la baie și nu prea m-am observat. Dar, da, o să mă bag pe curățat, actually. Da, bagă-te să curești și tu astea pe aici. Că frate, uite, e prin acum, toată casa, adică uite, nu înțeleg pe bune. Da, mă, dar ce-ai făcut, mă, în tot acest timp aici? Că am și uitat de tine că erai la noi în casă. Bine, măcar că ai fost, da, că ai ținut așa de casă, dar vă că nu prea ai îngrijit-o cum ar veni. Măcar ai ținut așa, i-ai ținut de urât doar, atât. Păi cam așa a fost, sincer. Ah, ok, bă, și na, ce să mai zic, bă, dar, bă, alo, bă, da, ce fac? Omul, dar să asta e lumina, omule, e lumina, tu vei să... Aole, dar să-l bă, mă, prost e, dar să... A, și mi-o arăși mie toată asta, bine, mersi, așa. Bă, dar ce-ai făcut tu pe aici în zilele astea, cât timp am fost neplicați? Păi, efectiv, am stat aici să mă uit la niște filme și astea, m-am mai dus pe la diner să mai mănânc câte ceva și astea și... Am stat să filmez, nu știu, să mă joc pe laptop și astea. Ah, ok, interesant. Păi da, și voi spuneți-mi voi unde ați fost, ce ați făcut atâta timp, că chiar sunt curios, ce gen, ați plecat 2 luni de acasă. Nu, n-am plecat 2 luni, am plecat o săptămână. Ba da, au trecut 2 luni, crede-mă că știu cât a trecut, au trecut 2 luni. Ce, mă, 2 luni? Mă, cum, bă, dar Arsene, cât am stat acolo? Stai să văd, 1, deci atunci fra mama. Gata, lasă-mă că nu vreau să mai de ziua, dar poți să te colegi, dar să le las că vorbesc eu cu Edis, tu lasă-mă. Gata, dar să mi s-a luat de să-ți aud vocea, dar să du-te în camera, lasă-mă să vorbesc cu Edis, așa, gata, așa, mă, fii atent, bă, gen, cum adică de 2 luni, mă, frate, nu, am plecat o săptămână și ceva, aproape 2 săptămâni. Ați plecat de 2 luni, efectiv, deci credeți-mă că am stat în fiecare zi și m-am întrebat, deci am făcut. Ce video când l-ați explicat, nu video, dar ții minte când l-ați explicat, am făcut fix în ziua respectivă, am făcut o story pe Insta și au trecut 2 luni că m-am uitat. Uite, stai așa că uite-te aici, vezi? Uite, vezi? Da, acum două luni. Da, în fine, nu știu, bă, și ce să spun, mă, la chiar s-a pus la somn. Bă, dar să le, nu te pune, du-te mă și joacă-te, că uite, nu ți-a fost dor de calculator? Omule, bă, o să adormi. Uite, aici o țară, uite știrbu, uite cum să-i dinte de la ce știrbe fraierul ăsta. Vrei să facem o farsă ceva? Nu știu, parcă așa, mi-a fost dor să fac o farsă ceva, aici ceva, nu știu. Nu știu, vreau să ne zică oamenii acolo în comentarii ce vreau să-i facem, chiar nu mai am nicio idee, sincer, acum, în momentul de față, n-am nicio idee de farsă, dar fii atent, hai să-l povestesc. Hai să ne punem aici jos, în primul rând, să vorbim, bă, ce să spun, da, hai să pun și eu un film aici, poate, stai să zic, deci, eu cu doar să ne-am uitat la un film aici, nu știu unde erai tu atunci, în ziua aia, dar mă rog, în fine, când am plecat noi, ne-am uitat la un film seara, practic. Și dar să-l după arunca cu o poțiune, a zis că o poțiune cu noroc și dintr-o dată următoarea zi m-am trezit într-o casă, eram cu Darius într-o casă, eram cum ar veni frați și am ajuns gen la casa maică-sii. Și gen, știi casa aia mare, te-am dus acolo să vezi, ai văzut casa aia mare când am trecut spre oraș, în partea aia era un dita mai palat, o dita mai vila, ceva de genul, știi casa aia? Da, mi se pare că o știu, da. Da, acolo stă maică-sa lui Darius. Mama lui...
Nu, și crede-mă. Păi, nu, cred că m-aș duce și eu, sincer, să salut, adică nu. Nu, 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 crede-mă, chiar nu vrei să eu. Adică de ce n-aș vrea? What do you mean? Eu nici nu mai știu, nu mai am cuvinte să nu mai știu să mai vorbesc absolut deloc. Mike sau Darusel e prea nebun. E mai nebun decât Darusel cum e el. De fel, e mult mai nebun și e foarte strictă. Ok, cred că de fapt nu mai vreau să salut. De exact, asta ziceam și eu. Și tu ce ai făcut în tot acest timp? N-ai fară să nu faci curat pe aici? Diner culcat și filmat. Ai, fără restaurant, ok, ai, ținând practic, bă, e bine că practic le-a ajutat pe Darusel acolo la restaurant, mă, n-am ce să mai zic, bă, da, nu știu, a fost groaznic totuși, am făcut acolo, a fost și amuzant, a fost și groaznic, am făcut niște farse, am construit o cameră secretă, cum e aia unde dormi tu aici, dar chiar tu unde ai dormit în tot acest timp, ai dormit la tine jos sau ai dormit la Darusel aici? Am dormit ori la Darusel, nu, n-am dormit la Darusel, că patul e cam așa, nu știu cum dorme el, gen, cred că mai bine dorm pe o cărămidă decât acolo, dar cred că am dormit ori pe canapea, ori și la tine, cred că am dormit în prima zi când ai venit, dar gen... Bă, stai puțin că patul e cum îl aveai acolo la maică-sa și chiar era confortabil, mie chiar mi-a plăcut să dorm acolo. Bă, nu, stai așa, tu cred că nu înțelegi, deci patul ăsta e ca o cărămidă, cred că nu vorbim despre aceleași paturi. Arăta la fel. Păi da, dar vezi tu, ăsta cred că face pârțuri în el sau ceva și s-a deteriorat salteaua sau nu știu, e o cărămidă. Ai dreptate, bravo, mi-a plăcut asta, bă, n-am ce să mai zic, hai că mă duc la mine în cameră, că mi-era doi așa de cameră. Cred că vin și eu totuși, că nu prea mai vreau să mai stau cu ăsta după... Bine, ok, ia să mă duc pe aici, ok, deci pe aici, bă, frate, am uitat că ți-am făcut asta, scuze, mă, dar este, uite, bă, arita asta de fapt, numai, auzi, uite, Rafaele, vino să vezi, pune-te un pic în patul ăsta dacă tot, și uite-te, fii atent, pune-te un pic în el. Nici nu pot să mă pun în patul ăsta, bă, dar să ce-i ocupat ăsta, ce-i făcut, dar să, doamne, bă, dar să reta, bă, iar a rămas cu asta, bă, dar să... Bă, dar să le vezi că ți-am cumpărat V-Bucks, tu te acolo și joacă-te, hai, pa, hai, Rafaele, Fulbox, toată busy! Ai grijă, haide. Gata, am sărit, s-ar și tu așa, gata, ochi de... Bă, dar și la mine bă, aici, bă, mă, frate! Mă, ce e aici? Bă, că ce... Bă, ce atât de mult la mine, frate? Bă, n-am fost... N-am mai fost pe la tine, dar, hei, vezi partea bună, calculatorul tău încă funcționează. Bă, logică funcționează, cum să nu funcționeze? Până la urmă e un calculator foarte bun și e un calculator performant pe care eu filmez și postez și oamenii trebuie să dea like și subscribe, nu-i așa? Exact. Da, exact. Vreau să zic că m-am jucat și eu pe calculatorul ăsta și chiar, bă, vezi că e extrem de fain, adică... Parcă zic că n-ai mai intrat aici și să cam vedea. Păi nu, am intrat în prima zi de când ați plecat, dar gen, după aia cred că toate două luni cât ați plecat, mai aici. Ok, bă, da, ce să mă zic, bă, frate, chiar a fost foarte horror acolo, nu-ți recomand o asemenea experiență, chiar nu vreau să cunoști pe Mike sau Darusel, nu știu, dar tu cât mai ai de gând să stai aici la noi? Bă, nu știu, sincer, mi-am recuperat între timp telefonul și astea și am vorbit cu un prieten și mi-a zis că cel mai probabil o să vină și el pe aici, dar și prietenul ăla, n-am mai vorbit de mult cu el, deși e cel mai bun prieten al meu, nu l-am mai văzut de mult, așa că nu știu cum o să mă înțeleg cu el și sper că poate să fie tot ok, sperăm. Mă, cum adică să vină aici la noi în casă? Cum să vină, mă? A trecut pe acasă și mi-a luat toți banii salvați și sperăm că poate pot să-mi cumpăr și eu o casă, nu știu, poate să mergem zile următoare să mă ajut să mă uit de o casă sau ceva și poate, nu știu. Da, nu știu, poate, nu știu, vezi tu, te descurci și tu că ești mare până la urmă, te descurci, ai învățat orașul, te-ai descurcat pe aici prin oraș cât timp a fost neplecat. Da, vezi că chiar l-am învățat și chiar am găsit niște chestii foarte interesante pe aici, dar mă mir cum de n-am dat de voi până acum, dacă zici că totuși casa aia parcă nu pare foarte departe de aici și da, efectiv m-am descurcat pe aici, mi-am făcut mai mult de cap, dar mă bucur că v-ați întors și mă bucur că te-ai întors, că aș vrea să mă mut din principalul motiv că e Darusel și nu știu cum mai pot stau cu ăsta în casă. Clar, nici eu nu știu cum mai pot să stau și nu știu de ce încă mai stau aici, nu știu, poate mă mut, dar nu știu, vreau să, că știi că dacă am și un cont de YouTube, oamenilor le place cum ar veni să stau cu Darusel în casă, știi ce zic? Și așa poate nu mă mut de la el, știi cum, adică rămânem amândoi practic aici. Da, tot ce sper să n-ajung și eu ca tine cu Darusel, cu prietenul meu, că dacă vine ăla și deja nu mă mai înțeleg cu el, nu știu ce o să fac. Bă, da, cred că lăsăm pe ăștia și ne mutăm noi într-un alt oraș sau ceva, dar sincer. Bă, nu știu, poate la un moment dat chiar aș vrea o mutare așa într-alt oraș, știu, sincer, poate ne mobilizăm și noi avem mai mulți bani și putem să ne mutăm într-un alt oraș, chiar mi-ar face plăcere, că totuși orașul ăsta sunt aici de foarte mult timp, aproape, cred că am aproape un an în vară, se împlinește un an de când sunt aici și totuși, nu știu, am făcut foarte multe activități pe aici. Bine, de fapt, dacă să mă gândesc, nu l-am explorat chiar pe tot, că știu că mi se pare că am auzit că există un teren de fotbal ceva, dar n-am fost niciodată pe acolo la terenul de fotbal. Am fost eu, pot să te duc, da, chiar am fost și m-am întâlnit cu niște
niște băieți pe acolo. Chiar au fost foarte dure, nu știu dacă o să mai vedem, dar și dacă nu o să mai vedem, vezi că am fost și era destul de mare terenul ăla și destul de șmecher. Ah, ok, bă, interesant, adică nu știu că poate, nu știu, dar poate o să mergem acolo, nu știu, vreau să zic că și oamenii acolo în comentarii să scrieți dacă vreți să vedeți acolo. Uite, apropo, uite, stai, uite-te, fii atent că am aici o filmare cum i-am dat golul, uite, uite-te. Mamă, da, ești cel mai bun, tu ești Ronaldo, tu ești toți, ok, am înțeles, bă, ce să-mi spun, bă, sper că totuși nu mai ieși prin, s-a pus strana, nu l-a făcut, bă, ce fai mai dar înțele aici, alo, bă, uite-te puțin asta, să uită, mă, ce tu, bă, nu, că ăsta nebunit de tot, hai să lăsăm. Da, ok, știi ce, hai să, stai un pic, să mai fur și niște burger, ok, bun, hai să mergem. Da, vrei să mergem la terenul ăla de fotbal să ne jucăm, să vedem, să așa, nu știu, poate... Bă, nu știu, hai să mergem, dar vreau să văd, să puțin, că înainte de toate vreau să văd cum mai e pe aici, pe la mine, prin cameră sus, că nu știu dacă pe aici ia să mă duc și prin par... Uite, că și pe aici, bă, frate, trebuia să faci tu curat, dar măcar totuși ai avea grijă de casa asta într-un anumit fel, ca să nu vină cineva să o spargă sau ceva de genul, uite, pe aici nu e ok. Și da, nu știu, hai să mergem acum să-mi arăt și mie unde e terenul de fotbal, că eu doar am auzit de el și poate să mergem cândva să facem așa o echipă mare, venim cu Darsel, cu toată lumea, știi? Dar... Vezi că ar merge și am auzit că mai stă cineva, nu știu de cine e, tu de Alessia, nu știu, era cineva în casa aia și poate jucăm în 2v2 ceva, nu știu, poate... Te-ai întâlnit cu ea? Nu, dar mi-ai zis tu că stă cineva în casa aia, nu știu, am văzut, era o fată care venea, nu știu, stătea, dar nu știu cine, adică n-am vorbit cu ea. A, nu te-ai băgat în seamă, ok, bă, nu știu ce să zic, hai să mergem la terenul ăla, știi unde e, da? Da, vrei să mergem pe jos ca să vezi drumul sau vrei să o luăm, nu știu. Bă, pe oricum văd drumul. Mergem cu cum ar fi mergem acolo. Hai să mergem cu bicicletele totuși, că putem să le parcăm acolo și gen. Hai, oricum n-am mai fost de foarte mult timp cu bicicleta. Vino, dar fii atent, vezi că trebuie să mergem pe aici. Pe aici, băi, că nu cred, eu nu știu ce e prin partea asta, știu că e undeva prin partea stânga a orașului. Da, nici eu nu mai știu exact, dar oricum, odată ce ajungem în centrul orașului, ar trebui să fie ok. Da, ok, bă, uite, că mi-aduce și mie aminte, practic, că n-am mai mers pe aici de foarte mult timp cu asta pe aici, frate, și... Bă, ursul, înapoi, uite, e lângă tine, ursul, uite, ursul lângă tine, uite aici. Ce urs? Uite-l! Ăsta e Marian. Salut, Marian, ce faci? Haide, hai să mergem. A, clasic, a dat în el, nu-i nicio treabă, bă, ai grijă cu mine, ok, bă, frate, nu știu. Stai, că aici intrăm în bază militară, stai un pic, trebuie să luăm pe lângă. Hai că sigur știi ăsta drumul. Gata, mă, ăsta e, aici e? Da, aici trebuie să intrăm, am plătit eu că am gen abonament pe o lună și nu cred că se vede dacă te bag și pe tine, așa că hai să mergem pe aici, haide, da, hai da, să da, intrăm. Da, mergem pe aici, mamă, cum e terenul ăsta, mamă, ai și pista asta de alergat, frate, mamă, cât de tare pe aici, exact. Bă, fii atent, stai puțin, înainte să jucăm. Cred că ar fi bine să ne încălzim un pic. Vrei să dăm o tură de teren așa repede să alergăm pe aici? Da, dacă vrei tu hai să-i dăm. Că mamă, cât de șmecher, uite cum se vede pe aici. Mamă, vine, uite aici. Hai la liniile astea ce tare e terenul ăsta de fotbal, chiar îmi place, nu știu. Scrieți-mi acolo în comentarii dacă vreți să veniți cu Darsel aici, să facem un meci de fotbal ceva ca brazilienii cum ar veni, facem Cupa Mondială ceva, știi ce zic? Exact. Hai, stai acolo la linie și 3 2 1. Gata, hai. 3 2 1. Și let's go, haide! Bam, până partea asta, gata, 3, 2, 1, am câștigat, lejer, bă, aru, gata. Băi, stai așa, trebuie să am toată tura de teren, vină, mă. Ai, lasă, hai să jucăm fotbal, mamă, cât de tare e terenul ăsta, ok. Mamă, dar e tare la terenul ăsta, bă, uite cum se vede pe aici, cum se vede, vezi cum se vede umbra, cu toate. Și uite, vezi că avem minge de-astea șmecheri, adică pot să vin așa să-ți dau dribbling și să mă duc, hai, bă, apără-te, ce faci, mă, nu poți să aperi poarta, haide, mă. Dar n-am început, ce unde scrie scorul? Nu cred că scrie scorul sau ceva genul, dar ok. Nu, dar l-avem, uite, l-avem aici, stai așa, uite. Uite, bă, să mai bagi tu de la tine, da, că ți-am dat bani. Așa, hai să jucăm, haide. Da, l-avem acolo pe arbitru și o să ne ține el scorul. Hai, 3, 2, 1 și haide, nu mai stau deloc, hai, hai să jucăm, haide, bă. Nu mai stai, 2 la 1 pentru mine, stai. Bă, nu, mi-am dat autogol. Nu mai joc fotbal în viața mea. Cam slab, Rafaele, nu știu ce să zic. Uite așa, 2-2 și acum 3-2. Bine, Rafaele, mamă, ce bine joci. Da, nu mai joc în viața mea. Știi ceva, mă? Du-te-n poartă la tine. Du-te-n poartă. Fii atent, că-ți dau de la jumătatea terenului direct mare gol. Fii atent, 3, bine, 2, hai, dacă 1 tu crezi... și... Da. Aolo, da, mai bine nu mai venem aici. Trebuia să vin și cu Darsel. Dacă vrei să vin și cu Darsel, nu știu, poate. Bă, dar nu mai da mine, omule. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.